În timpul cutremurului din noaptea de 27-28 decembrie, o singură persoană s-a prezentat la centrul de primiri urgențe, fiind diagnosticată cu un atac de panică și o luxație de umăr recidivantă. S-a prezentat o singură persoană în CTU pentru, în urma cutremurului, a făcut un atac de panică, a coborât, fiind la o casă cu etaj, a coborât la parter, a alunecat pe scări, a căzut și a făcut o luxație de umăr. S-a prezentat la spital mai mult pentru luxația de umăr, pentru a fi redusă. În rest, nicio altă persoană nu s-a mai prezentat cu atac de panică. Persoana care s-a prezentat la CPU imediat după producerea cutremurului este o femeie în vârstă de 39 de ani, care, locuind la etajul 1 al unei vile, s-a panicat, a alunecat pe scări și și-a luxat umărul. La cutremurul anterior, din luna septembrie, la centrul de primiri urgențe s-au prezentat 8 persoane cu atacuri de panică, în general bătrâni cardiaci. Postul nostru de televiziune va redifuza în cursul zilei de 28 decembrie, la emisiunea Interviu cu Flora Ordean, o serie de recomandări pe care șeful Serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul primăriei Roman Daniel Ursu le face pentru a ști cum trebuie să ne comportăm înainte, în timpul și după producerea unui cutremur.